Gheorghe Pecingin a declarat că a inițiat un proiect de lege prin care toate instituțiile din România să devină pet-friendly. Deputatul liberal îndeamnă toți cetățenii să semneze petiția privind accesul animalelor în instituțiile publice. Bună ziua, sunt Gheorghe Pecingin, deputat în Parlamentul României și inițiator al legii pet-friendly. Acest proiect prevede accesul în instituțiile publice pentru animalele de companie, desigur în anumite condiții. Pentru succesul acestui proiect este nevoie de suportul tuturor iubitorilor de animale. Dacă doriți să ajutați, puteți să semnați petiția pe care o veți găsi în linkul atașat descrierii. Potrivit proiectului, este permis accesul animalelor de companie, câini și pisici, indiferent de talie și de rasă, în instituții publice centrale și locale, precum și ale persoanelor juridice de drept privat, care, potrivit legii, au obținut statut de unitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public dacă acestea sunt însoțite de un adult. Totodată este permis accesul în mijloacele de transport în comun cu animalele de companie atâta timp cât nu pun în pericol siguranța călătorilor. Stăpânii câinilor și pisicilor nu au voie să intre în instituțiile publice dacă patrupedele nu sunt ținute în lese obligatorii și nu poartă borniță, iar în cazul pisicilor, dacă nu sunt transportate în cuști speciale.